face coaliția. Am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției mult mai în detaliu și am vorbit despre programul de guvernare care ar trebui să fie, în detaliu. Am discutat despre principiu, premierul este de la PNL, în acel moment asta a fost discuția, nu s-a discutat despre nume de persoană. În acest context mai are rost să vă întâlniți cu PSD? Bineînțeles, ne întâlnim am spus că ne întâlnim cu forțele democratice în Parlamentul României, ne întâlnim și cu PSD astăzi. Care sunt șansele în acest moment, domnule Cățu, să se refacă coaliția USR-PNL? Sunt șanse mari. Eu am ieșit optimist de la această întâlnire. 50-50 sau 30-50? Sunt șanse mari să se facă coaliția. Ce au cerut cei de la USR? Licităm mai mult. Da. Nu au cerut nimic. Astăzi nu s-a cerut nimic, nimeni n-a cerut nimic. Astăzi s-a discutat despre principii, nu s-a discutat despre să ceară cineva ce. Principii? Foarte clare, foarte simple. Premierul este de la Partidul Național Liberal și am vorbit mai aceea despre acordul pe care îl vom face, acordul coaliției, să fie mult mai în detaliu, pentru că în iarnă nu am avut timp să avem tot în detaliu, ca să nu mai avem, altfel de probleme. Deci dacă ați vorbit de faptul că veți reface un acord de coaliție, înseamnă că ați decis, practic, să refaceți coaliția cu USR, nu mai mergeți la PSD, dacă ați decis să refaceți acel acord. Nu, am zis că suntem principii. Dacă mergem înainte, acestea sunt probleme pe care trebuie să o rezolvăm. Dar ce portofolii ar putea să primească USR? Reveni la masa guvernului în viitor cu același portofolii sau care este mandatul în care negociați în interior? Nu am ajuns așa departe, am discutat mai mult despre programul de guvernare, ca să fiu sincer, nu am ajuns departe. Dar ne vorbiți de foarte mult timp despre flexibilizarea mandatului, despre negocierea care este de principiu. Puteți măcar să ne spuneți care sunt principiile pe care le-ați agreat astăzi? Am discutat despre, foarte important, premierul este de la PNL, am discutat despre PNR, susținem împreună PNR, despre PNI, dacă susținem PNI și în ce condiții. Nu se discută despre numele persoanelor care vor fi în guvern astăzi, deci cam acesta a fost discuția. Cei de la USR Plus să primească aceleași portofolii pe care le-au primit și în iarna acestui an? Vom negocia, dar sunt șanse mari să primească. Sunt șanse mai mari pentru o refacere a coaliției cu USR față de PSD? Asta e teoria probabilității, nu? Să discutăm și cu... Foarte bine. Este dreptul celor de la UDMR să vină cu un premier. Sunt un partid care face parte din coaliție. De la UDMR astăzi la discuții, domnule Cîțu? Dacă vom fi de acord să chiar să mergem să refacem coaliția, bineînțeles că următoarea întâlnire vor fi și cei de la UDMR. Dar cum poate anunța PNL o majoritate parlamentară dacă UDMR are propria nominalizare de premier? Da. Cu ce majoritate mai merge PNL, în jurul PNL-ului? Eu cred că UDMR, știți foarte bine că a fost și la consultările de la Cotroceni, de fiecare dată UDMR a venit cu o propunere de premier. Și prima oară a fost UDMR cu propunere de premier. Este normal să meargă un partid cu propunere de premier. Mulțumesc! Mă așteaptă colegii de la... Ați vorbit despre faptul că premierul va fi dat de Partidul Național Liberal. Corect. Ați vorbit despre un nume, dumneavoastră sau în persoană altcuiva? Astăzi nu am vorbit despre... Dar dumneavoastră ați putea fi acceptat de către cei din USR? Nu este vorba despre acceptat. Când vorbim principii, până la urmă este vorba despre principii. Este vorba pentru că ei au pus niște condiții înainte. Să refacă coaliția cu cei de la USR. Cum vedeți acest lucru? Nu am murit cu domnul Pambuccean încă, dar voi discuta. Ați avea nevoie și de voturile domnului Pambuccean ca să se facă o majoritate, exact. Noi am calculat și avem majoritate chiar și fără voturi, dar este o majoritate foarte simplă. Majoritate fără voturi. Fără voturile de la minoritate. Cei din grupul domnului Ludovic Orban, mai sunt persoane de acolo? Nu. Să vedeți, veți vedea că avem majoritate. Cu asta am început. Astăzi, dacă putem să avem o majoritate, ne-am uitat la cifre și ne-am dat seama că putem să vom ajuta. Social-democratică și refacerea coaliției de guvernare. USR a anunțat în nenumărate rânduri că nu va accepta o coaliție cu dumneavoastră premier. În acest context, este exclus să fiți numit? Partidul Național Liberal a anunțat de foarte multe ori și am luat și o decizie în BEX că nu vom guverna cu cei care au semnat o moțiune cu AUR și vor da jos guvernul PNL. Am flexibilizat acest mandat. Suntem astăzi aici. Da? Mulțumesc mult de tot. Această criză guvernamentală din cauza acestui